Iubiți prieteni, vă spunem un bun găsit la o nouă ediție a emisiunii În Lumina Cuvântului. Îl avem ca invitat în această emisiune pe pastorul Dan Pop, care slujește la Biserica Pendicostală Elim din Londra. Îți spunem bun venit și te salutăm cu drag în cadrul acestei emisiuni. Vă mulțumesc de invitația dumneavoastră și de ocazia, de privilegiu de a fi alături de cei care vă vizionează. Pentru cei care au fost alături de noi și în alte emisiuni, aș vrea să amintesc faptul că ne-am propus să parcurgem o carte a Noului Testament, una, zicem noi, foarte frumoasă, cum de altfel sunt toate, pentru că reprezintă Cuvântul lui Dumnezeu, însă în cadrul acestei emisiuni ne vom opri la un paragraf din Efeseni, capitolul 4, pe care invitatul nostru îl va prezenta, îl va anunța și îl va citi. Și, de asemenea, am să te rog să menționezi pentru cei care ne urmăresc și tematica acestei emisiuni. Vom citi împreună din capitolul 4, de la versetul 17 până la versetul 32. Este un text cu o greutate aparte, mai ales datorită provocărilor pe care le ridică. Și Probabil după ce vom parcurge împreună, textul va reieși de la sine, tematica pe care vom încerca să o abordăm în, după amiaza aceasta. Iată dar ce vă spun și mărturisesc eu în Domnul. Să nu mai trăiți cum trăiesc păgânii, în deșertăciunea gândurilor lor, având mintea întunecată, fiind străini de viața lui Dumnezeu din pricina neștiinței în care se află, în urma împietririi inimilor. Ei și-au pierdut orice pic de simțire, sau de dat, la desfășurare și săvârșesc cu lăcomie orice fel de necurăție. Dar voi n-ați învățat așa pe Hristos dacă cel puțin l-ați ascultat și dacă, potrivit adevărului care este în Isus, ați fost învățați cu privire la felul vostru de viață din trecut să vă dezbrăcați de omul cel vechi care se strică după poftele înșelătoare și să vă înnoiți în duhul minții voastre și să vă îmbrăcați în omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu de o neprihănire și sfințenie pe care o dă adevărul. De aceea, lăsați-vă de minciună. Fiecare din voi să spună aproape lui său adevărul, pentru că suntem mădulare unii altora. Mâniați-vă și nu păcătuiți. Să nu apună soarele peste mânia voastră și să nu dați prilej diavolului. Cine fura? Să nu mai fure, ci mai degrabă să lucreze cu mâinile lui la ceva bun, ca să aibă ce să dea celui lipsit. Niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură, ci unul bun pentru zidire, după cum e nevoie ca să dea har celor ce laud. Să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care ați fost pecetluiți pentru ziua răscumpărării. Orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice strigare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Din potrivă, fiți buni unii cu alții, miloși și iertați-vă unul pe altul cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos. Amin. Acesta este pasajul din, dintr-un anumit punct de vedere ne poate furniza multe direcții pentru discuția aceasta, dar aș vrea să punctăm încă de la începutul emisiunii ce ne propunem sau spre ce direcție vom căuta să mergem cu discuția noastră. Ne dăjduiesc că, datorită complexității subiectului să reușim într-un mod selectiv, adunând cu atenție textele din Scriptura, să abordăm un subiect legat de unul dintre cele mai ignorate, probabil sau greșit înțelese subiecte vremurilor noastre, și anume iertarea. Suntem într-una dintre cele mai complexe a, scrisori, nu, la voi întâmplării a fost numită de teologi ca fiind a, coroana tuturor epistolelor sau regina epistolelor, Biserica din Efes a avut privilegiul de a fi în atenția Noului Testament și, din câte se pare, pornind de pe, cartea, de pe paginile Faptele Apostolilor, o regăsim pe această biserică, o găsim în Faptele Apostolilor, o găsim această scrisoare adresată ei, apoi două scrisări adresate pastorului Bisericii din Efes și, nu în ultimul rând, suntem în Cartea Apocalipsei, Cartea Revelației, unde Duhul lui Dumnezeu încă, undeva în jurul anului 90, mai avea ceva de spus în dreptul Bisericii din Efes problematica relațională și mai ales conflictele sau mai mult decât atât stările datorate de complexitatea manifestare a stării de păcat, eu cred că ridică în modul cel mai responsabil ideea iertării la un nivel la care ne dăjduiesc cu ajutorul Duhului Sfânt să ne putem apropia în smerenie. Ar trebui să înțelegem că Apostolul Pavel a vrut să transmită ceva Bisericii din Efes în mod special referitor la această a iertării? Adică, nu prezintă doar didactic în situația în care s-ar întâmpla să fie ceva probleme preventiv, ci mai degrabă tratează ceva probleme deja existente acolo? Cu siguranță, Biserica din Efes, la fel ca și bisericile noastre din zilele noastre, um, au avut nenumărate frământări și chiar. Um, bricoșeuri din partea teologilor vremii respective, a oamenilor care încercau să explice viața de credință a vremii respective, mai ales încercând să o aducă mai aproape de ideea uh, contemporanului. Și eu cred că astăzi avem posibilitatea prin abordările și tematicile zugrăvite de Apostolul Pavel în scrisorile lui să vedem care erau frământările bisericii. Uh, chiar ulterior, păstorul a fost uh, pus în temă de câteva situații delicate din mijlocul bisericii. Avem ocazia să ne uităm în prima scrisoare pe care o adresează Apostolul Pavel lui Timotei. Aici avem două personaje care, din câte se pare, au redefinit conceptul credinței, pierzându-și curăția cugetului, iar Apostolul Pavel se vede obligat să ia o măsură drastică, chiar șocantă pentru noi astăzi. Apare una dintre cele mai îngrozitoare expresii care nu știm cum să le abordăm în contextul nostru. Versetul 20 din capitolul 1, din 1 Timotei, Apostolul Pavel îi spune astfel păstorului bisericii din Efes. Din numărul lor sunt Imeneu și Alexandru, pe care i-am dat pe mâna satanei ca să învețe să nu hulească. Din câte se pare, măsurile corective aplicate la nivel de biserică, din pricina erorilor doctrinare sau poate chiar a atitudinii la nivel de comunitate, uh, nu sunt numai pentru zilele noastre, chiar și atunci au fost. Și eu cred că atunci când ne apropiem de subiectul iertării, um, trebuie adus un numitor comun atunci când încercăm să vedem măsura disciplinară, um, așa zisele denunțuri publice, pentru că să nu uităm noi astăzi la aproape 2000 de ani ținem în scripturi niște scrisori mm -hmm. care din punctul nostru de vedere ar denigra demnitatea oamenilor de atunci. Ce înseamnă iertare într-un asemenea context? Ce înseamnă să iei oamenii? Ce înseamnă să nominalizezi sau chiar să subliniez la un moment dat erorile sau greșelile sau comportamentele lor? Și în ce măsură noi, astăzi, ar trebui să învățăm gestionând cu atenție asemenea cazuri din bisericile noastre? Mă gândesc că poate astăzi Apostol Pavel ar fi dat în judecată dacă ar tranșa, să spunem așa, direct anumite probleme din cadrul unei biserici locale. Și, dat fiind faptul că a avut și antecedente, sunt mari șanse să reintre din nou în temniță, dacă ar fi fost în vremurile noastre. <laughs> uh, sunt uh, două stări emoționale care pot să facă uh, mare pagubă în viața unui om uh, din punct de vedere emoțional, fizic, dar uh, în o special uh, spiritual. Mă refer la sentimentul de vinovăție, dar și la amărăciune. Uh -huh. uh, când spun sentiment de vinovăție, în primul rând greșelile care le comitem noi și amărăciunea pe care o putem obține când alții ne greșesc nouă și amândouă au acea soluție, iertarea. Cineva spunea că copiii lui Dumnezeu, cei credincioși, sunt cei mai iertați oameni de pe pământ și probabil că ar trebui să fie oamenii care să poată ierta cu cea mai mare ușurință și să înțeleagă conceptul acesta al iertării la dimensiunea așa cum o arată cuvântul lui Dumnezeu. Când ne referim la această învățătură a iertării, trebuie să o așezăm pe o anumită temelie. Oamenii au multe învățături pe care le fundamentează pe Evanghelia după ureche, pe ce fac alții pe ce trebuie să așezăm această învățătură referitor la iertare? Ce m-a surprins pe mine și a subliniat cu multă atenție lucrul ăsta? Într-adevăr, eu cred că doctrina iertării este specific mișcării creștine. De ce? Privind la un cadru general, putem sublinia fără să ezităm că istoria și freamătul tuturor religiilor, se învârte, gravitează în jurul uh, rezolvării vinovăției și a obținerii iertării. Eu cred că iertarea este problema centrală și nevoia cea mai stringentă a fiecărui muritor. Cu siguranță, în abordarea pe care deja ați făcut-o și introducerea pe care ați făcut-o, scrisorii adresate bisericii din Efes, ați reușit să vedeți complexitatea uh, templelor idolatre din vremea respectivă. Conceptul iertării și a rezolvării conflictelor de conștiință este o problemă care um, se ridică în fiecare nuanță religioasă. Însă, ce are um, specific creștinismul față de tot ceea ce avem noi chiar în zilele noastre pe piață, eu cred că este ceea ce scoate Apostolul Pavel în evidență. Bogăția înțelepciunii, bogăția harului de care poate avea parte cineva în Hristos, Isus, Domnul. Eu uh, m-am gândit să încercăm o organizare pornind și de la detaliile pe care ni le oferă aici apostolul Pavel și așa cum ați anticipat Dumneavoastră, cred că ar fi necesar să așezăm un fundament a conceptului iertării. De ce condiționează Dumnezeu și de ce noi suntem în atenția lui Dumnezeu atunci când vorbim despre iertare? A sublinia cele două dimensiuni. Este dimensiunea personală și pe de altă parte este din, dimensiunea relațională. Nu numai noi suntem cei care suntem expuși la un moment dat nevoii de a ierta, ci iertarea trece dincolo de noi înșine și nevoia noastră la un moment dat ajunge să fie regăsită în nevoia semenului nostru de a fi recâștigat. Și vom avea posibilitatea să ne uităm în câteva texte astăzi. Ce vreau să aduc în atenție, și probabil va fi un punct care. Va da un fundament solid abordării noastre, este perspectiva lui Dumnezeu. Și aș dori să ne uităm împreună la câteva texte. Orice vinovăție între oameni, asta este nuanța generală subliniată de textele pe care le vom aborda, aduce o atingere adevărului, iubirii și. Oricât de mult am încercat să o scoatem în afara contextului sfințeniei și a dreptății lui Dumnezeu, vom vedea că orice vinovăție se opune lui Dumnezeu, celui care este viața și adevărul. Aș vrea să aducem la o la altă coerență învățăturilor dăruite atât de marele dascăl de Domnul Isus Hristos, cât și de ucenicii săi. Și un prim text pe care aș dori să-l supunem atenției în, în abordarea din această zi este textul din Spiritul rugăciunii. Suntem în Evanghelia după Matei, în capitolul 6. Și aici avem... Eu cred că de când sunt copiii noștri mici, noi încercăm să învățăm rugăciunea asta. Este un obicei frumos în rândul creștinătății și, indiferent de nuanța confesională, am observat că lumea învață acest spirit al rugăciunii. Dar nu știu câți dintre noi ne-am gândit vreodată la faptul că iertarea devine chiar o problemă care condiționează statutul și poziția mea înaintea lui Dumnezeu. Rugăciunea sunt astfel. Și ne iartă nouă greșelile noastre, pe cum și noi iertăm greșiților noștri. Suntem undeva în mijlocul rugăciunii. După care concluzia Mântuitorului în ilustra predică de pe munte spune astfel. Dacă iertați oamenilor greșelile lor și Tatăl vostru cel ceresc vă va ierta greșelile voastre. Dar dacă nu iertați oamenilor greșelile lor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta greșelile voastre. Din Există o legătură? Suntem condiționați? Dacă nu iertăm, nu suntem iertați? Haideți să ne mai uităm la câteva texte. Probabil vor arunca ceva mai multă lumină asupra întrebării dumneavoastră. Suntem într-un alt loc unde minunile de astă dată sunt legate chiar de condiția iertării. Și haideți să ne uităm la un text din Evanghelia după Marcu, suntem în capitolul 11, așa să citim și textul acesta. Este un text de o profunzime aparte. Aici, din câte se pare, spiritul rugăciunii precede și chiar duce mai departe ideea închinării noastre înaintea lui Dumnezeu și chiar a obligativității de a rezolva și de a aborda într-un mod responsabil ideea iertării. Ne spune astfel. Iisus a luat cuvântul și le-a zis, suntem în versetul 22, în capitolul 11 din Evanghelia după Marcu. Adevărat vă spun că dacă vă zice cineva muntelui acestuia, ridică-te și aruncă în mare. Și dacă nu se va îndoi în inima lui, ci va crede că ce zice se va face, va avea lucrul cerut. Aici nu ne place. Este Textul probabil speculativ în care ne aruncăm în conceptul credinței. Dar uitați-vă de ce anume se mai leagă credința. De aceea vă spun că orice lucru veți cere când vă rugați să credeți că l-ați și primit și îl veți avia. Și când stați în picioare de vă rugați să iertați orice aveți împotriva cuiva. Pentru ca și Tatăl vostru care este în ceruri să vă ierte greșelile voastre. Dar dacă nu iertați, nici Tatăl vostru care este în ceruri nu vă va ierta greșelile voastre. Textul, din nou, insistă și aș vrea să mai reluăm încă o imagine, este extraordinară. Însă, ce aș vrea să nu uităm aici, și îmi place detaliul acesta, este faptul că aici credința este legată de ideea iertării. Îmi aduc aminte în Evanghelia după Luca, sunt câteva texte extraordinare și pentru cei care vizionează emisiunile dumneavoastră, cred că sunt texte care adeseori au creat conflicte teologice atunci când a fost vorba de punerea lor în practică. Suntem în Luca, în capitolul 17 și de la versetul 1, Iisus, într-un cadru restrâns, era cu ucenicii, le spune astfel, este cu neputință să nu vină prilejul de păcătuire. Dar aici se pronunță un vaiet. Vai de acela prin de care vine. vin. Și acum, ar fi mai de folos pentru el să îi se lege o piatră de moară de gât și să fie aruncat în mare decât să facă pe unul din acești micuți să păcătuiască. După o bună parte a comentatorilor biblici, asemenea practici erau în mod expres folosite pentru cei care atentau la siguranța publică, de exemplu, criminalii sau cei care erau bolnavi și contaminau prin bolile lor, dădeau naștere unei plăgi la nivel de cetate. Era una din măsurile. Um, Radicale. Exact, pe care le utilizau judecătorii vremii respective, tocmai pentru a păstra și a conserva spiritul sănătos și, pe de altă parte, uh, necesar pentru uh, edificarea. A cetății sau a comunității respective. Însă continuă Mântuitorul. Luați seama la voi înșivă. Dacă fratele tău păcătuiește împotriva ta, mustră-l. Și dacă îi pare rău, iartă-l. Și chiar dacă păcătuiește împotriva ta de șapte ori pe zi și de șapte ori pe zi se întoarce la tine și zice îmi pare rău, să-l Și acum... Um, uh, Ucenicii, având inima deschisă, și acum nădăjduiesc să o mai avem și noi astăzi, pătrunși de o asemenea provocare, eu cred că deja în mintea lor se uita unul la altul, pe paginile scripturilor, nu a, odată i-am găsit pe ucenici certându-se unul cu celălalt, stări de disconfort create între ei, nedumeriri, întrebări, bănuieli, suspiciuni și apostolii au zis Domnului, versetul 5, mărește-ne credința. Din câte se pare, realitatea uh, iertării este o realitate legată de conceptul credinței. Credința pare să fie inima care declanșează mecanismul iertării. Să înțelegem că prin această cerință a ucenicilor, ei și-au dat seama că totuși nu este chiar atât de ușor să ierți? Eu cred că este un act Dumnezeesc, așa cum avea, vom avea posibilitatea să vedem ceva mai încolo. Iertarea nu are atât de mult a face cu mine pe cât are a face cu reprezentarea slavei și a gloriei lui Dumnezeu. Eu un actul iertării eu nu mă reprezint pe mine. Din nefericire abordările contemporane au pus prea mare accent pe nuanțele psihologice, pe nuanțele sociologice în care noi de dragul unei comunități sau a unor relații încercăm să amplific sau să detensionăm de fapt anumite uh, lucruri. Însă atunci când te uiți în conceptul scripturii, iertarea este direct legată de inima lui Dumnezeu. Eu devin reprezentantul lui Dumnezeu în situația conflictuală în care am ajuns să fiu uh, târât de voie sau de nevoie. Am uh, remarcat că de multe ori discuțiile referitor la iertare încep uh, cu omul și se termină cu omul. Dar, uh, potrivit cu ceea ce spuneai mai înainte. Normală, discuția ar, înce ar trebui să înceapă direct de la Dumnezeu, pentru că întotdeauna unde există nevoia de iertare, înseamnă că există o datorie, există un păcat, o greșeală, mm -hmm. și atunci, automat, discuția trebuie să meargă mai departe, mai sus, în ce privește relația noastră cu, cu Dumnezeu. Eu am remarcat o anumită nuanță. Ai amintit, de exemplu, în rugăciunea domnească Matei 6, unde Domnul spunea: Dacă iertați oamenilor greșelile lor, adică ceva care este deja evident, e clar că persoana cealaltă a greșit. Știu și eu, știe și el. Și Biblia spune să ierți greșeala. Dar mi se pare, de exemplu, o relatarea din Marcu 11, mai sensibilă. Uh -huh. uh, Orice aveți împotriva cuiva, eu pot să am ceva împotriva cuiva și poate că el nu mi-a greșit. Dar totuși în inima mea ceva atitudine sau ceva stare există și totuși uh, cuvântul îmi spune în contextul acesta când tu ceri pentru tine, uh, adică relația pe verticală, vezi cum e și cealaltă pe orizontală. Evanghelia după Matei uh, reia într-un mod insistent problema asta a iertării. Mie, mie ce anume mi-a plăcut și s-a legat într-un mod aparte de inima mea, este insistența pe care oamenii lui Dumnezeu au arătat-o, luând conceptul iertării. Uitați-vă, așezat conceptul iertării în rugăciune. A așezat conceptul iertării în uh, ideea credinței a așezat conceptul iertării chiar în epilogul, adică sfârșitul alergării noastre. Dați-mi voi, înainte de a vă răspunde întrebării, să mai citim un text care este extraordinar de ilustrativ și după aceea vom face legătura cu Evanghelia după Matei, cu capitolul 5, capitolul 6, pe care deja l-ați amintit dumneavoastră. Suntem în versetul 21, Evanghelia după Matei, capitolul 18. Atunci Petru s-a apropiat de el și a zis, Doamne, de câte ori să iert pe fratele meu când va păcătui împotriva mea? Până la șapte ori? De ce? Pentru că aici noi avem deja uh, una dintre cele mai radicale măsuri pe care Mântuitorul le enunță în uh, Evanghelie. Noi aici suntem într-o uh, realitate pe care până atunci ucenicii probabil nu cred că au mai fost invitați vreodată să o vadă. De asta dată Mântuitorul vine și... Uh, trasează într-un mod absolut uh, câteva principii care ar trebui să guverneze modul de conviețuire a unei comunități. Dacă nu, uh, Petre, ia și scoade la afară din comunitate. În mijlocul unei asemenea provocări, pe până dreptate se ridică întrebarea, Doamne, și acum eu de câte ori trebuie să-l iert pe asta până când să-l aduc înaintea fraților, până când să-l aduc înaintea comunității, până când să sunăm din șofar dacă va fi nevoie și să-l anunțăm pe excomunicat ca nemai fiind o parte din comunitatea noastră. La care urmează una din provocările la care Petru nu s-ar fi așteptat. Iisus i-a zis, eu nu-ți zic până la șapte ori, ci până la șaptezeci de ori câte șapte. De ce împărăția cerurilor se aseamănă cu un împărat care a vrut să se socotească cu robii săi? Noi aici vorbim de niște oameni care deja statutul lor e clar subliniat. Sunt robii împăratului. A început să facă socoteala și i-au adus pe unul care îi datora 10.000 de galbeni. Aici ne traduce Cornilescu fiind talanți. Fiindcă el n-avea cu ce plăti, stăpânul lui a poruncit să-l vândă pe el, pe nevasta lui, pe copiii lui și tot ce avea și să se plătească datoria robul s-a aruncat la pământ, i s-a închinat și a zis, Doamne, mai îngăduie-mă și îți voi plăti tot. Stăpânul robului acelui, a făcându-i se milă de el, i-a dat drumul și le-a iertat datoria. Robul acela, când a ieșit afară, a întâlnit pe unul din tovarășii lui de slujbă care îi era dator doar cu 100 de lei. A pus mâna pe el și îl strângea de gât zicând, plătește-mi ce mi-ești dator. Tovarășul lui s-a aruncat la pământ, exact aceeași imagine cum el se aruncase înaintea împăratului datornicul lui de această dată reia exact aceeași imagine se aruncă la picioarele lui și începe să-i spună mai îngăduiem și îți voi plăti dar el n-a vrut și s-a dus, l-a aruncat în temniță până va plăti datoria când au auzit -o vară și lui cele întâmplate s-au întristat foarte mult și s-au dus de au spus stăpânului lor toate cele petrecute atunci stăpânul a chemat la el pe robul acela și a zis rob viclean eu ți-am iertat toată datoria fiindcă m-ai rugat. Oare nu se cădea să ai și tu milă de tovarășul tău, cum am avut eu milă de tine? Și stăpânul s-a mâniat și l-a dat pe mâna chinuitorilor până va plăti tot ce datora. Tot așa vă va face și tatăl meu cel ceresc, dacă fiecare din voi nu iartă din toată inima pe fratele său. Și acum imaginați-vă, vă rog, starea de perplexitate, probabil, pe care o fi trăit-o, Petru. Acum ești adus în contextul unei comunități, ial, adul, confruntă-l, ial, dacă nu ascultă de absolut nimeni, dă la afară. Și imediat întreaga pildă, de fapt, se întoarce spre noi înșine, nu spre cel greșit. Nu spre cel ce trebuia executat la nivel de comunitate, ci spre cel ce execută nu cel care ajunsese să fie pradă unei stări um, de păcat, pentru că aici așa ne spune versetul 15, dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta. Deci aici e vorba deja de o cunoaștere Ceva a conflictului clar. exact. Tot la fel suntem și în rugăciunea domnească în rugăciunea domnească avem uh, la fel ideea de uh, Rugăciune în care noi suntem conștienți la un moment dat, tocmai de această realitate conflictuală. Aduceți-vă minte că, într-o altă împrejurare, Mântuitorul spune: Dacă știi că fratele tău are ceva împotriva ta, lasă-ți darul la altar, du-te și împacă-te cu el. Cu alte cuvinte, acum, oricât de mult am încercat să mascăm, ceea ce noi trăim unii față de alții, comportamentul nostru ne arată când avem ceva unul, pentru unul față de altul. Atât în termenii iubirii și a respectului, cât și în termenii uh, mai puțin plăcuți, când este vorba deja de conflicte sau chiar de situații concrete pe care le avem Mă abordează. gândesc la textul pe care l-ai amintit în Matei 5 cu venirea la altar cu jerfa, cu darul. Da, da. Uh, și mă gândeam cât de mult afectează închinarea noastră iertarea pe care, de care avem nevoie noi, în mod personal, din partea lui Dumnezeu, dar și să oferi iertarea celui care a greșit față de tine. Mă gândesc oare, cum ar arăta de exemplu comunitățile creștine, bisericile evanghelice, dacă oamenii s-ar ierta din toată inima spunea și cineva foarte interesant și frumos în același timp, zice, diavol nu iartă pe nimeni. El mm. nu știe ce este iertarea. Însă, Dumnezeu, este un Dumnezeu gata să ierte. Este o diferență clar subliniată chiar în conceptul revelației, în conceptul apocalipsei. Era o carte care era scrisă pe dinăuntru, pe din afară, era pecetluită și nimeni nu s-a găsit să pună mâna pe carte. De ce? Acolo era realitatea iertării era realitatea planului de răscumpărare lui Dumnezeu. Forțele întunericului nu aveau nici pe departe uh, de a pune mâna pe așa ceva. De ce? Pentru că acolo era cuprinsă tocmai realitatea sacrificiului ultim pe care de avut niciodată nu va fi în stare să-l facă. Am citit cu ani în urmă afirmația unui, a unui predicator, a unui pastor cu experiență, foarte apreciat și spunea că Uh, simpla rezolvare a problemei iertării în biserică ar genera adevărate treziri spirituale. Mă refer în primul rând la iertarea de care să ai parte, uh -huh. uh, rezolvând problema vinovăției, uh, povara aceea pe care omul o duce înăuntru lui, dar în același timp rezolvând uh, conflictele existente între mine și altă persoană. Oare ce, ce libertate de închinare ar exista în momentul în care eu mă simt foarte liber uh -huh. și simt că inima mea este eliberată și atinsă de Domnul, dar în același timp uh, pot să mă rog alături de oricare altă persoană din biserică, fără ca măcar să am ceva împotriva acelei persoane. Uh, revin la textul din Marcu 11, unde spune ce orice aveți împotriva ai cuiva, eu pot să am ceva împotriva unui om și nici măcar să nu știe. Cât de finuț este cuvântul, și la ce, la ce nuanțe sensibile se duce cuvântul acesta referitor la iertare? Se poate undeva, într-un asemenea context, să capte o rezoluție uluitoare, chiar comparația pe care o face Mântuitorul, când vorbește despre bârnă și pai. Eu cred că undeva, în introspecția la care ne invită Mântuitorul adeseori și este un limbaj chiar veterotestamental. Deci când ne uităm în limbajul profetului Isaia, Isaia, una din acuzațiile pe care le aduce poporul Israel este faptul, zice, voi nu ați intrat în voi înși vă ca voi să vă dați seama de anomaliile pe care le trăiți. Să nu uităm că Isaia este omul care, de exemplu, vine și desface conceptul postului pentru evrei care altădată spuneau, e un nonsens să postești. Eu Uite, Dumnezeu nu ne ascultă, Dumnezeu nu e interesat de starea noastră. Până în momentul în care Dumnezeu vine și intră un pic mult mai profund, exact în realitatea interpersonală. Dezleagă lanțurile răutății atunci când stai înainte Domnului. Și dintr-o dată vedem o abordare apostolului de astă dată, nu din perspectivă teologică sau din perspectiva comentatorilor Torei sau a altor iluștri la bine a vremii respective. Nu, noi atunci ne uităm la cuvântul revelat al Dumnezeu. Dumnezeu însuși se aduce pe sine pentru a ne arăta ce anume așteaptă Dumnezeu din practicile pe care noi le facem în fiecare zi. Mă întreb oare ne este mai ușor să postim, să facem dărnicie sau chiar să ne rugăm decât să iertăm pe cineva? Adică oamenii erau gata să postească, dar în același timp nu erau gata să deslege lanțul răutății. Veneau cu darul altar, adică făceau un sacrificiu, dădeau dar nu erau gata să rezolve problema aceea interrelațională. Pe acum să nu uităm că noi ca oameni întotdeauna avem tendința de a evada din toate situațiile conflictuale în care suntem. Noi întotdeauna avem tendința de a fugi de tot ceea ce vine și apasă pe umerii noștri, că ne place, că nu ne place. Nimai ușor să ne izolăm și să ne găsim refugiul în anumite lucruri, în anumite practici, decât să stăm aproape de Domnul în conceptul transformării, în ideea transformării. Aici probabil nu mică este surprinderea când te uiți la ceea ce spune Mântuitorul, de exemplu, despre fariseii, despre cărturarii vremurilor trecute. Te uiți la niște oameni care erau atât de iubitori, atât de iubitori, de tradiție, încât oamenii aceștia nu aveau nici pe departe conceptul milei și a jertfei. Iată ce doresc, zice Domnul. Pe când voi, zice, sunteți în stare să călătoriți până la marginile pământului, să vă faceți un ucenic și după ce l-ați găsit și l-ați convertit, o devenit un prozelit, zice, îl faceți de două ori mai rău decât voi. Un fiu al genei faceți din el. Acum să nu uităm că noi în general, în general stigmatizăm într-un mod peiorativ ideea de fariseism. Dar totuși, dacă noi astăzi ca și oameni ne socotim iubitori de Dumnezeu, dacă ne-am pune alături de ei, ne n-am fi nici pe departe aproape de spiritualitatea care au dovedit-o în respectarea regulilor și a rânduielilor. În partea vizibilă Exact. a practicării Acestei credințe sau relații pe care o aveau cu Dumnezeu. De ce? Pentru că, din punctul lor de vedere, și este o problemă pe care și noi o avem astăzi, noi niciodată nu am înțeles că, înaintea lui Dumnezeu, tu nu te duci singur, tu ești legat de tot mediul și contextul în care Dumnezeu te-a așezat noi evadăm în relațiile și în experiențele duhovnicești pentru că este un loc în care noi ne simțim bine. De ce? Pentru că ne identificăm numai noi și Dumnezeu. Doamne, eu acum vin să îmi plâng starea sau să-L plâng pe altul înaintea ta. Dar noi niciodată ne-am înțeles că noi înșine suntem cei vizați atunci când ne rugăm, atunci când postim, atunci când. De aceea, uh, cred că nu la voia întâmplării, în predica de pe Munte, capitolele 5, 6 și 7 din Evanghelia după Matei, Mântuitorul, cu foarte multă atenție, ați observat ce face? Îi decuplează pe oameni exact de Spiritul Laudativ. Să nu vadă omul când te rogi. Bine, și atunci ce mai rămâne? Tatăl tău care este în cerul, va vedea și îl îți va răsplăti. Vede în ascuns când postești, să nu postești ca să te vadă lumea, nu, tu unge te comportă te ca și cum toate lucrurile sunt normale. Bine, și ce mai rămâne atunci? Tatăl tău care vede nascuns, îți va răsplăti. Când faci o faptă bună, bine, dar, dar ce mai rămâne? Imaginați-vă șocul când, cel puțin după Alfred Edersheim și alți comentatori ai Noului Testament care descriu practicile pe care le aveau partidele religioase a vremii respective, ne spun că fariseii fiind oameni din clasa înaltă, fiind oameni cu putere financiară, trimiteau argații în fața lor și anunțau prin trâmbiță, vine cutare. Rabii cutare. Exact. Toată lumea acum era aliniată pentru că știa că urma un act al dărniciei. Ce era mai extraordinar decât să vezi pe cineva luând și aruncând bani în grămadă în mulțimea aia de oameni care erau acolo și tu spuneai într-un mod nepărtinitor, eu fac dărnicie. Știu eu pe cine am ajutat? Pe nimeni. Și într-o dată Mântuitorul vine și zice, să nu știe stânga ce face dreapta. A, deci, da, dar nu mai rămân aplauzele, nu mai îmi rămân reflectoarele, nu mai îmi rămâne nimic din atenția tuturor celor care s-au uitat cu atâta băgare de seamă la tot ce fac. La care Iisus cu foarte multă atenție detașează, rupe, ne izolează, tocmai de spiritul acesta. Nu uitați că ceea ce spuneați dumneavoastră cu... Uh, Atenția oamenilor este o, chiar o piedică în drumul credinței noastre. În Evanghelia după Ioan este o, un desnodământ care efect, efectiv ne, ne uluiește. Spune la un moment dat Mântuitorul Astfel și aș vrea să vă citesc versetele. Sunt niște versete extraordinare. Suntem în Evanghelia după Ioan, în capitolul 5, versetul 42. Dar știu că nu aveți în voi dragoste de Dumnezeu. Eu am venit în numele Tatălui meu și nu mă primiți dacă va veni un altul în numele lui însuși, pe acela îl veți primi. Și acum urmează introspecția la care i-a invitat atunci sus pe oamenii, pe audiența de acolo și pe noi astăzi. Cum puteți crede voi care umblați după slava pe care vă dați unii altora și nu căutați slava care vine de la singurul Dumnezeu? Deci, la un moment dat, tentația reflectoarelor, a aplauzelor mulțimii, poate să devină problematică chiar pentru credința noastră. Referitor la fundația sau temelia iertării pe care clădim această discuție și învățătura despre iertare, dacă uh, mai trebuie adăugat ceva alături de ceea ce am menționat până aici? Eu cred că, acum revenind la epistola noastră, și este una dintre. Cele mai puternice argumente pe care le putem lega pentru ca cei care vor viziona probabil materialul pregătit de dumneavoastră să înțeleagă mult mai profund implicațiile, aș vrea să vă imaginați Biserica din Efes, o biserică în care eu cred că au existat minciuni. Eu cred că au existat tot felul de situații conflictuale în Biserică. Altfel, îndemnurile Apostolului, ca de exemplu. Nu vizează situații ipotetice. Exact. Cu siguranță. Și era, era o chestie punct ochit, punct lovit. Mai ales că suntem în Biserica unde apostolul Pavel îi spune lui Timotei în vremurile din urmă oamenii vor urâ învățătura adevărată și își vor da învățători după, după pofte. poftele lor ceea ce înseamnă uh, complexitatea vieții sociale, religioase și politice din Efes. Eu cred, eu cred din toată inima că a marcat și a avut o presiune uh, substanțială asupra stării duhovnicești a bisericii din Efes. Deci aici când ni se spune despre uh, lăsați-vă de minciună. Eu nu cred că vorbește în, în termeni în care lasă-te de ceva ce nu ai. Pune deoparte ceva ce n-ai în mâini. Nu, eu cred că aici, în modul cel mai serios, Apostolul Pavel vine și subliniază stări și chiar probleme, chiar dacă nu e atât de explicit, cum a fost, de exemplu, în Biserica din Corint. Am auzit de la e Cloie, de pretutinde se spune. Eu cred totuși că aici există o anumită abordare concretă a situațiilor care au existat în Biserica din Efes. Mai ales că îi avem pe oamenii care creaseră situații destul de tensionate la nivel de biserică, exact cum ne-am amintit deja din epistolele pastorale, din 1 și din 2 Timotei. Dar revenind aici la Efeseni, aș vrea să ne apropiem a, și încheind probabil cu conceptul acesta al fundației, aș vrea să ne uităm la ideea iertării. Pentru mine, nu mi-a fost deloc mică uimirea când am realizat faptul că iertarea în alegerea doctorului Cornilescu și nu numai, este traducerea unui verb la participiu. Harizomenos. Asta ce înseamnă? Cuvântul acesta are o rădăcină care este foarte familiară mediului nostru evanghelic și este vorba de cuvântul har sau haris. Mulți traducătorii scripturilor au preferat această opțiune, această alternativă a traducerii cuvântului har ca fiind iertare. Dar până aici aș vrea acum să, să ne uităm la câteva lucruri pe care le aduce Apostolul Pavel în atenția noastră și sunt lucruri extraordinare pentru că vrând nevrând ne ridică o întrebare textul. Bun, ce avem noi în Hristos? Pentru că eu, când vorbesc de fundamentul iertării, eu primul lucru pe care trebuie să îl am în atenție este faptul că statutul meu înaintea lui Dumnezeu trebuie să fie guvernat de tot ceea ce Dumnezeu are de spus în dreptul meu. Cine sunt eu în Hristos? Care este identitatea mea în Hristos? Și înainte de a vorbi despre iertare, iertarea, din câte se pare în termenii Apostolului Pavel, este a oferi ceva ce deja tu ai primit. Este exact același lucru care îl spune la un moment dat mântuitorul unui fariseu când stătea la el la masă, zice de când am intrat aici sărutare, nu mi-ai nu ai făcut absolut nimic. Dar se uită la el și îi spune un principiu extraordinar de adânc, cel căruia îi se iartă mult, iumește mult. Ce relație, ce simbioză se creează acolo iertarea și iubirea. Cu alte cuvinte, statutul meu, cine sunt eu în Hristos, ajunge să modeleze inclusiv caracterul meu, inclusiv perspectiva asupra lui Dumnezeu și apoi asupra semenilor. Pentru că dacă eu nu am o perspectivă corectă asupra lui Dumnezeu, este 100% garantat că eu în relația cu semenii voi aduce întotdeauna o perspectivă deformată, atât despre Dumnezeu cât și despre conceptul iertării. Pentru că iertarea este însuși Dumnezeu în termenii uh, lui Pavel. Dar aș vrea să ne uităm împreună la ceea ce aduce Harul. În uh, versetul 6 din capitolul 1, vă, am să iau doar 3 capitole, capitolul 1, capitolul 2 și capitolul 3. Versetul 6, versetul 5, aș vrea să-l citesc totuși înainte. Ne-a rânduit mai dinainte să fim în viață. Prin Iisus Hristos, după buna plăcere a voii sale, spre lauda slavei harului său. Harul lui Dumnezeu, în primul rând, începe mie deja să-mi deschidă mintea cine sunt eu. Eu sunt omul care am beneficiat de un statut prin faptul că am beneficiat de un fiere. Dar continuă Apostolul Pavel. Versetul 7. În el avem răscumpărarea prin sângele lui, iertarea păcatelor după bogățiile harului. Sau, din nou, harul este adus în, în atenția noastră. Deci, harul este întotdeauna comoara care mie mi se deschide pentru a înțelege care sunt toate acele bogății de care eu beneficiez. De ce anume îmi face mie Dumnezeu parte în lumea asta? Și îmi face parte de înfiere. Mie Dumnezeu aici îmi face parte de răscumpărare, de iertare. În el avem răscumpărarea, este prețul care se plătește pentru valoarea sufletului meu. Prin sângele lui iertarea, din nou apare conceptul iertării aici, iertarea păcatelor. Suntem în capitolul 2, versetul 5. Dar Dumnezeu care este bogat în îndurare, versetul 4, pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit, măcar că era morți în greșelile noastre, ne-a dus la viață împreună cu Hristos. Prin har sunteți mântuiți. Este o imagine extraordinar de puternică. Deci eu cu alte cuvinte, fiind mort, pe mine Dumnezeu se uită în Hristos și mă ia din moarte și mă aduce la viață. Care sunt beneficiile pe care mie mi le aduce Harul? Cine sunt eu de fapt în Hristos? Aici rezervă un timp extraordinar de minuțios, Pavel, tocmai pentru a le deschide mintea efesenilor și a înțelege că la un moment dat problemele comunitare nu sunt probleme care să fie în primul rând comunitare. Problemele comunitare în primul rând sunt probleme pe care noi le avem înainte lui Dumnezeu. Și dacă eu n-am înțeles că trebuie să-l mijlocesc pe Dumnezeu în mijlocul a, situațiilor comunitare, înseamnă că eu am pierdut absolut totul. Pentru mine nu mai rămâne nimic altceva decât o simplă doză de umanism, o simplă doză de raționalism în care încerc să abordez probabil chiar diplomatic situațiile pentru a detenționa lucruri care ar putea să ducă chiar la frământarea sau la distrugerea unei biserici. Dar continuă Apostolul Pavel, suntem în versetul 7, capitolul 2. Ca să arate Dumnezeu în viacurile viitoare nemărginita bogăție a Harului Său în bunătatea Lui față de noi, în Hristos Isus. Adică ne-a pus să ședem în locurile cerești. Imaginați-vă ce, ce, progresie. Prima dată mă înfiază, mă răscumpără, plătește un preț pentru mine, mă iartă, mă învie, mă aduce din moarte la viață. Probabil sunt chiar formulări sinonimice. Dar la un moment dat mă uit, dintr-o dată atenția apostolului Pavel se mută de pe carne, de pe mediu, de pe comunitate, se mută pe realitatea cerului. Acolo ești în Hristos. Ah! Acum încep să înțeleg că deja argumentarea lui tinde să alerge spre capitolul 4 pentru a-mi desluși mie cele mai sensibile și chiar viciile care pot da naștere la cele mai conflictuale stări între oameni. Dar uitați-vă ce continuă să ne spună el. Suntem în versetul 7 din capitolul 3, doar spicuiesc câteva din lucrurile pe care ni le aduce Apostolul Pavel. Căci adică neamurile, versetul 6, împreună moștenitoare cu noi, alcătuiesc un singur trup cu noi și ei au parte cu noi la aceeași făgăduință în Hristos Iisus. Prin Evanghelia aceea al cărei slujitor am fost pus eu, după darul Harului lui Dumnezeu, dat mie prin lucrarea puterii lui. Deci eu la un moment dat sunt chiar întărit de Dumnezeu, eu sunt la un moment dat imaginea vie, așa cum spune versetul 10, pentru ca domniile și stăpânirile din locurile cerești să cunoască azi prin biserică și cred aici într-un mod articulat și chiar personalizat prin individ, înțelepciunea nespus de a lui Dumnezeu. Eu, cu alte cuvinte, devin vehiculul care poartă taina și frumusețea bogăției înțelepciunii nespus de felurite a lui Dumnezeu. Și ajungem în capitolul 4, unde, în versetul 7, ne spune faptul că Dumnezeu dă daruri. Dar fiecăruia din noi, harul, din nou, i-a fost dat după măsura darului lui Hristos. Și acum. Dintr-o dată terminologia harului este transpusă în finalitatea capitolului 4 unde Cornilescu și mulți alți uh, oameni care au studiat uh, uh, dimensiunea termenului din greacă a cuvântului haris ajung să spună, știi ce? Harul în final e iertare. N-are rău să-l traducem altfel. E termenul care ilustrează cel mai bine și dintr-o dată, înainte de a-mi vorbi despre iertare, mie îmi vorbește de cine sunt eu în Hristos. Ce am eu de a face cu Dumnezeu? Pentru ca ideea de har, la un moment dat, să fie tradusă prin iertare, ilustrează cel mai bine. Mi se pare foarte interesant și cu așa să ne apropiem de final, pentru că uh, timpul își face cursul lui. Uh -huh. uh, Mă gândeam la modul în care își construiește argumentul Apostolul Pavel, și aici nu vorbim de o logică umană, de o rațiune pur omenească, ci vorbim de călăuzirea pe care Dumnezeu i-a dat-o. Înainte să le spună lor, în capitolul 4, iertați-vă unii pe alții, cum va a iertat și Hristos pe voi, mai întâi le arată ce înseamnă harul, cum spuneai, vis-a-vis -vis de ei. Că uneori noi ne plângem, că ne este greu să iertăm, că, e, e, că oamenii ne-au făcut prea multe. Și totuși, Pavel parcă vrea să ne, arată, să ne arate nouă cât a făcut Hristos pentru noi, ca să nu ni se pară greu ce trebuie să facem noi pentru alții. Toată teologia comprimată aici, în patru capitole, până la finele capitolului 4, 9, de fapt, ne arată că fundamentul iertării este expresia caracterului lui Dumnezeu. Este expresia naturii lui Dumnezeu. Eu... Înseamnă, da. înseamnă că atunci când iertăm, semănăm poate cel mai bine cu Dumnezeu. Cu siguranță. Este acel proces de îndumnezeire, acel proces în care se desăvârșește chipul. Fiți dar de după cum și tatăl vostru cel ceresc este de eu cred din toată inima, așa cum argumentează Apostolul Pavel aici în scrisoare, că de fapt conceptul iertării este o reflecție a caracterului lui Dumnezeu prin faptul că Dumnezeu dă viața și susține demnitatea individului. Este o reflecție a naturii lui Dumnezeu. Dumnezeu însuși se comunică pe sine prin această doctrină a iertării, dar iar pe de altă parte este o reflecție a legii lui Dumnezeu. Pentru că așa cum sublinează Apostolul Pavel aici, spune dacă cel puțin l-ați ascultat, și dacă potrivit adevărului care este în Isus, ați fost învățați. Deci, caracterul, natura și legea sunt imaginea pe care Apostolul Pavel o împlântă în inima celui din Efes, și cred în inima noastră astăzi, ajutându-ne să înțelegem că iertarea este, în primul rând, ceva din Dumnezeu. Ne apropiem de finalul acestei emisiuni, în care am căutat să punem bazele acestei învățători despre iertare, ca să știm cât de mult am fost noi iertat și care sunt așteptările pe care Dumnezeu le are din partea, din partea noastră. Vreau să îți mulțumesc pentru răspunsul la invitația pe care ți-am făcut-o de a fi prezent la această emisiune, vorbind despre iertare. Și îndreptându-mă cu gândul spre cei care ne urmăresc. Să nu uităm niciodată cât de mare a fost datoria noastră. Nu știu cei care ne urmăresc, cam ce datorie au, dar nu față de oameni, ci față de Dumnezeu. Spuneam că parcă niciodată nu se mână mai mult cu Dumnezeu decât atunci când iertăm. Diavolul nu iartă și el nu știe ce înseamnă iertarea. Dar. Dumnezeu, spune cuvântul lui Dumnezeu, este un Dumnezeu gata să ierte și dacă vrem să fim cu adevărat copiii să semănăm cu el, atunci nu putem fi altfel decât iertători. Până la următoarea întâlnire, săptămâna viitoare, aceea zi, aceeași oră, Dumnezeu să ne dea putere la toți, să iertăm celui care a greșit față de noi.